Mă gândesc ce să zic oare. Salut, prieteni! Salut, prieteni! Salut, prieteni! Ok, salutare tuturor! Am revenit astăzi cu încă o nouă rețetă. De data asta mă gândeam să fac ceva mult mai ușor în cazul în care sunt zile în care nu aveți chef să gătiți prea multe lucruri și am să fac o rețetă de care menționam în videoul cu Q&A despre rețeta cu praz și care e super ușor de făcut, are doar 2 sau 3 ingrediente. Prima chestie ar fi să faceți orez sau orice lângă și cea de-a doua parte în tigaie ar fi să puneți praz, ciuperci și dacă mai aveți și altceva, dacă nu și astea cu sos de roșii, e destul de bune. Eu am mai avut în frigider niște tofu, fasole și măsline și în rest mi-am făcut o salată lângă. Așa că am să vă arăt cât de ușor se face această rețetă când... când e frig afară și nu aveți chef să ieșiți. Avem acum orez aici, fiert. Ceea ce înseamnă că puteți să mâncați cu orez sau cu cartofi, cu ce vreți voi. Eu zic să-i dăm drumul. După cum se vede, mi-am pus tema de la sociologie și am tocat, am curățat ciuperci. Adorm un burger.
da, nu știu ce mai zic. Am uitat să-mi filmez un intro la când am început să fac rețeta, așa că asta este în preeditare, dar sper să vă placă.